Salutare, prieteni! Ce futurași frumoși! Bine ați venit la o nouă poveste de-a lui Squid. Suntem exact în locul în care, când eram mic, am fost prins de poliția de frontieră pentru prima dată. Acolo este prutul. Și în spate, acolo unde se vede pădurea aceea, în spatele pădurii este iarăși prutul. În partea aceea este iarăși prutul și aici este pădurea din care tocmai am ieșit. Când eram copil, aici este o plantație de salcie, răchită, cum se zice la noi. Când eram copil, am venit la Ghiocei cu vecinul meu Ionuț, care era cu 3-4 ani mai mare decât mine, și cu tovarășul său Glonț. Nu mă înșel, aia era porecla lui, atât țin minte. Am venit la Ghiocei, am strâns foarte mulți ghiocei și când să plecăm acasă ne-am întâlnit cu o altă serie de copii. Foarte mulți copii erau în sat, acum nu mai este niciunul. Și am ne-au spus să mergem în Ridiac, că acolo sunt ghiocei de jumătate de metru, foarte mari. Ne-au pus să le arătăm ghiocei. Bă, voi ce-ați cules? Și am arătat ghiocei. Bă, ce-s cu ghiocei ăștia așa mici? Haideți cu noi să mergem în Ridiac. Și noi ne-am dus, am zis că venim înapoi și mergem cu ei. Și ne-am dus acasă să ducem ghiocei. Eu aveam un cuțit foarte mare. Cum e chestia asta, mult mai mare era, cu care tăia bunicul tăia porcul cu el, și cu acela, era unul vechi, cu acela scoteam ghiocei. Când am venit noi, pe aici, pe unde sunt eu acum, era o gașca de copii și aici erau salcâmi și mai mari. Și noi tocmai ieșeam din pădure și ei ne strigau, hai băieți, veniți la ghiocei, veniți încoace. Și noi, bineînțeles, că ne-am pornit spre ei să mergem. ei veneau din Ridiac, se întorceau înapoi. Atunci era poliția de frontieră, era armata, nu era poliția. Și când ne-am apropiat de ei, deodată au ieșit dintre salcâmi de aici, au ieșit polițiștii. Ei îi prinseseră pe ceilalți copii și i-au pus să ne omească după ei. Aveau o cățea foarte mare, cum e și Cody, pentru mie mi se părea imens atunci. Eram mic, nici nu eram la școală. Urma să merg la școală, sau eram... Da, urma să merg la școală. Deci 6 ani, cred că aveam 6, cam așa 6 ani. Și ne-au chemat la ei, aici era arat, tot ogorul acesta, cum este iarbă, era arat. Și când a văzut vecinul meu Ionuț că e poliția de frontieră, a scăpat cuțitul, a înfipt cuțitul în pământ, i-a dat drumul fix să cadă în pământ ca să nu ne vadă cu arme și ne-au prins polițiștii, bineînțeles, toți tremurau. Eu am început să plâng, eram foarte pămpălău, să zicem așa, și da, ne-au luat la ei, ne-au certat, ne-au zis că ne dau amendă, că ne bag în pușcărie. Eram toți speriați, ceilalți deja se obișnuiseră cu polițiștii. Știu că unul avea mustață, cel care ne-a prins, iar ceilalți, nu mai țin minte, mai erau încă doi, și le țin minte și acum puștile aveau semi-automate, nu mă pricep la arme. Mitraliera, noi îi spuneam când eram mici, și mă uitam la partea din lemn și la țeavă, cum, nu știu, erau lucioase așa. Și asta țin minte. După care s-au gândit ei să facă un concurs să ne elibereze. Primii doi care aveau să ajungă dintr-o parte în alta terenului Arat, nu știu dacă ați văzut, de atunci merg, e foarte mare. Primii doi erau eliberați, ceilalți luați la secție. Și ok, o să fac nu o să fac, stați că mai am puțin de mers. Da. Și bineînțeles că ne-au pus pe toți să alergăm, erau copii mai mici, mai mari.
și ne-au pus să alergăm. Eu cred că am alergat vreo 20 de metri, m-am împiedicat de nu știu câte. Era un noroi, nici nu vă dați seama. Și eu fiind mici, erau brazdele mari. Ok, pun pauză puțin. De aici am ieșit din pădure, pe drumul acesta. Vă zic de povestea porcului. Acolo era porcul, cam unde se termină iarba asta uscată. Și eu eram pe undeva pe aici și am încremenit. Povestea o vedeți acolo, erau doar, nu știu, vedeți cum e, astea se numesc la noi porumbele, niște prune antice, sălbatice. De aici vin prunele, era plin unul lângă altul și a intrat în porumbele. În cazul în care vreți, o să pun la sfârșit o să pun la sfârșit cu povestea porcului link. Ok. Cozi, ce faci acolo? Ok. Da, ne-au pus să alergăm. Era un copil și mai mic ca mine, cred că avea 2 ani mai, cu 2 ani mai mic ca mine. El a reușit să fugă până în capătul celălalt. Eu v-am zis, am alergat 20-30 metri, m-am împiedicat nu știu câte ori. Am început să plâng și stăteam acolo. Am plâns, ăla s-a dus în partea cealaltă. Toți, bineînțeles, că au ajuns în partea cealaltă și s-au întors înapoi. Și au câștigat băieții cu care eram eu. Și când au ajuns, ca să nu-i mai pună să alerge, au făcut ei planul în timp ce alergau, au vorbit unii cu ceilalți și unul cu celălalt și au zis să se tăvălească, că îi dor picioarele. Și îi țin minte și acum cum printre lacrimi îi vedeam cum se tăvăleau pe brazdele alea, erau tot plini de... Tot dau un microfon. Erau plini de noroi și ei se tăvăleau pe acolo. Și spuneam că nu mai pot de picioare, țineam picioare, nu știam ce se întâmplă, credeam că le-au tras peste picioare, habar, n-am înțeles în momentul actual ce se întâmplase. Da, aici sunt ghioceii de jumătate de metru, am ajuns în Ridiac, bineînțeles că sunt trecuți, dar ăștia sunt ghioceii de jumătate de metru. Aici este unul și bineînțeles că nu, sunt ghioceii normali, nu... nu era nimic. Dar vă dați seama, copii fiind, aceasta este o zonă unde nu avea acces nimeni. Era păzită de armată și este foarte aproape de Prut. Ok. La sfârșit, după ce s-au stabilit câștigătorii, vecinul meu avea un tricou cu Hagi, cu numărul 10. Țin minte că ei erau microbiști, eu nu sunt, în caz că vă interesează. Și l-au pus să stea pe Ionuț, l-au pus să stea, să se facă masă. În așa fel încât să scrie pe spatele lor. Au scris numele la toți și au zis că ne dau câte 6.000 de lei amendă, ceea ce era foarte mult. Știu că câștigasem 6.000 de lei cu ratul. 5.000 sau 4.000, nu știu cât am câștigat și mi-au zis părinții că au plătit amenda, dar bineînțeles că nu ne-au dat nicio amendă, doar au încercat să ne sperie. Da, noi am plecat acasă, i-au mai pus să fugă încă o dată sau de două ori pe ceilalți copii și le-au dat drumul și lor. M-au luat și pe mine acasă cei doi, s-au rugat să, eu fiind responsabilitatea lor, s-au rugat să mă ia. Cam asta e povestea. Țin minte că am scris și un comentariu când eram copil, o compunere, când eram copil despre chestia asta în clasa 1 sau a 2, despre, nu știu, ne-am pus să scrim un comentariu, o amintire și asta am scris eu. Bineînțeles că am ajuns plângând acasă, i-am zis bunicii mele ce s-a întâmplat și bineînțeles că m-a certat aceea. Stai jos, Codiu, a dat jos microfonul, super, microfonul dacă vreți să-l vedeți, un arici, așa. Ok, prieteni, suntem în Ridiac, o să vă mai arăt și brebeneii albi, aceștia sunt, miros foarte tare, pleacă Codi, pleacă, bravo, și alți brebenei, roz, roșii, aceștia sunt altfel, nu sunt ca cei care vi-am arătat în filmul trecut, sunt, nu știu, alte specii, cu totul diferiți, sunt și în aceia albi, sunt foarte rari. Ăștia nu prea îmi plac mie, miros foarte puternic, atrag albinuțele, sunt interesanți, dar mie îmi plac cei clasici mai mult. Nu cred că vă interesa pe voi asta. Ăștia se duc și mai înspre roșu. Ia uitați-l aici, putem vedea mai roșii. Bineînțeles că am și din aceștia acasă și de obicei au
bulbul mult mai adânc și este mult, mult mai mare. M-am bucurat foarte mult când eram copil și am găsit pentru prima oară. Ce ai pățit, Cody? Da, uitați, și aici ghiocei din Ridiac. Acesta este Ridiacul, este o pădure destul de mică, este în apropierea prutului. Nu cred că o să vă arăt prutul astăzi, pentru că, nu știu, nu vreau să mi se facă poftă să merg la pescuit. Când prindeam înainte Paștele, înainte de prohibiție, mergeam la pescuit și aveam un loc special unde prindeam mreană foarte mare, bine, foarte mare, pentru mine era mare, nu știu, în fiecare an prindeam cel puțin o mreană de 2,5 kg și cea mai mare cred că am prins-o la 6,5 kg. Am eu un loc unde știu, din păcate anul ăsta am avut foarte multă treabă și n-am putut să merg la pescuit, dar tare v-aș fi arătat cum să prindeți mreană primăvara. Ar fi fost un film super, din păcate nu se poate, poate la vară, câteodată pot să aplic aceeași metodă și vara, dar mai rar. O să vedeți cu siguranță, dacă nu anul acesta, în anii ce vor urma, când voi prinde condițiile perfecte ca să vă arăt. Știu că am avut și rupturi de mreană imensă. Acum că am prins mult mai multă experiență, nu cred că o să mai am problemele pe care le aveam în trecut. Ok, prieteni, v-am spus și această poveste. Sper că nu v-ați plictisit, sincer. Cred că ar trebui să o spun mult mai repede și mult mai cursiv. Dar, nu știu, am vrut să vedeți și voi cam cum am ajuns eu aici, adică cum am ajuns să iubesc natura și aceste locuri și credeți-mă că absolut toate amintirile, oricât de neplăcute ar putea să pară, nu că aceasta a fost un pic de neplăcută, m-au legat foarte tare de aceste locuri și de aceste peisaje absolut incredibile, pentru mine cel puțin. Deci eu aș sta toată ziua aici, toată ziua aș sta aici. Ia auziți păsările cum ciripesc. Acum s-a oprit. Nu, cred că s-a oprit. Și mi-am găsit și un prieten căruia să-i placă la fel de mult ca și mie această zonă, adică Cody. Lui îi place foarte, foarte mult să meargă cu mine la plimbare. Și la ciuperci venim foarte des pe aici. Suntem foarte aproape de prut. Suntem, am zis suntem. Da, aici am găsit anul trecut și foarte mulți opintici sau ghebe, cum le ziceți voi. Da, un loc absolut minunat pe care nu foarte multă lume îl știe. Vă mulțumesc, prieteni, din suflet că m-ați urmărit. El este Cody, eu sunt Squid și vă mai așteptăm cu mare, mare drag pe canalul nostru. Ceau, v-am lăsat!